Unde sunt însămâneze formularele dacă nu vin cu ele completate. Urmează zona de triaj unde medicul va constata dacă este apt sau nu de vaccinare. Va mai ta la punctul de vaccinare unde pe două fluxuri, în caz că este nevoie, putem deschide patru fluxuri. Și zona de post-vaccinare unde va fi monitorizat după numărul de matriculare a mașinii pentru durata celor 15 minute care trebuie să rămână după ce a fost vaccinat. Hai din partea asta, auzi, zici... Și... Mulțumesc frumos că ați dat curs invitații de a ne vedea astăzi în centru Shopping City, în Piatra Neamț, unde am instalat împreună cu primăria municipiului Piatra Neamț, cu suport cu celor de la Inspectoratul Județean de Situații de Urgență, de Sănătate Publică, a celor de la ambulanță, poliție, jandarmerie, acest centru de tip drive-thru, cu asistența din partea domnului dr. Mahu, care e coordonatorul pe municipiul Piatra Neamț a campaniei de vaccinare, un centru de tip drive-thru care va funcționa în weekend, sâmbătă și duminică, intervalul orar 9:21, cu o capacitate mare de vaccinare, adică nu avem o limită în sensul de a vaccina. Dacă avem 200, 300, 500, până și într-o marjă de 1000 de persoane care doresc să vaccineze în acest centru de vaccinare de tip drive-thru, doctorul coordonator și doctorii care fac parte din echipă și asistenții pot vaccina. Pe această cale consider că împreună cu primăria municipiului Piatra Neamț și cu tot interesul manifestat de Guvernul României și de premierul României Florin Cîțu, sper ca și județul Neamț să ajungem la o rată cât mai mare de vaccinare și venim astfel în fața cetățenilor și cu această posibilitate de vaccinare fără programare într-un centru comercial cel mai mare din municipiul Piatra Neamț. O să-l rog și pe domnul Andrei Carabela și pe domnul senator Eugen Țapu să fac câteva declarații și sigur cine mai vrea. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând vă mulțumim că ați venit să vedeți cu o zi înainte de deschiderea și începerea funcționării acestui centru de vaccinare drive-thru. Am decis să ne alăturăm și noi acestei campanii demarate de Guvernul României pentru a oferi tuturor cetățenilor care doresc să se vaccineze oportunitatea de a face asta și posibilitatea de a face asta în toate formele posibile. Avem în momentul de față 4 centre de vaccinare active în Piatra Neamț și am considerat că este viabil să ne apropiem cât mai mult de cetățenii orașului și să le oferim posibilitatea de a se vaccina și din confortul mașinii. Și pe această cale țin să apreciez și să le mulțumesc tuturor partenerilor, tuturor instituțiilor care s-au implicat în pregătirea, în organizarea și în dotarea, pregătirea acestui centru de vaccinare drive-thru. De asemenea, mulțumesc și partenerilor privați care au venit în sprijinul acestei campanii și vreau să adresez acest mesaj și acest apel către toți cetățenii orașului să se vaccineze. Cu sau fără programare, este foarte important să facem asta pentru că este cea mai sigură și cea mai scurtă cale pentru a ieși din pandemie și asta ne poate asigura menținerea în scenariu verde. După cum vedeți, și în Piatra Neamț trendul incidenței este unul descrescător și doar prin măsurile de protecție și prin respectarea măsurilor propuse de oficialități putem ține sub control această pandemie. Vă mulțumim! Domnul senator, vă rog! Voi fi foarte scurt. Este o inițiativă lăudabilă a Guvernului României cu sprijinul celorlalte autorități și a companiilor private. Vaccinarea este calea cea mai sigură spre revenirea la o viață normală, la o viață economică normală și de aceea îi sfătuiesc și rog pe toți petrenii să vină în număr cât mai mare să vaccineze, atât aici cât și în celelalte centre de vaccinare. Dacă sunt întrebări sau declarații din partea celorlalți colegi care sunt de ieri,
în mass media centrală și de președintele României, excelența sa, domnul Klaus Iohannis. Sunt măsuri binevenite pentru populație și ați văzut că de pe 1 iunie vine un nou pachet de măsuri de relaxare și ulterior, 1 iulie sau 1 august, vor veni din nou măsuri de relaxare, astfel încercând să ajungem la o viață normală și socială și din punct de vedere a sănătății publice, dar cum spunea și domnul senator Eugen Țapu, foarte important, extrem de important și din punct de vedere economic, pentru că România este în continuare o țară în curs de dezvoltare și avem nevoie de o economie solidă și puternică. Thank you.